Manifestările dedicate Zilei Naționale au debutat la ora 10 cu un ceremonial militar și religios. Apoi, reprezentanții autorităților locale și județene au rostit alocuțiuni evocatoare cu ocazia Zilei Naționale a României. Ziua de 1 decembrie, sărbătoarea noastră națională, este un bun prilej de bilanț. Este momentul în care ne putem întreba unde suntem, care sunt motivele pentru care suntem mândri de această țară și care este drumul pe care îl avem de urmat. 1 decembrie trebuie să însemne mai mult pentru noi românii. O privire în trecut ne arată că această zi, acum 97 de ani, a însemnat un nou început, primul pas spre România de astăzi. Sărbătorirea Zilei Naționale a României capătă an de an noi înțelesuri datorită situației internaționale aflată într-o continuă dinamică. Trăim aici, între granițele unei țări libere și independente, în liniște și înțelegere. Nu au lipsit nici gafele de proporții. Liderii Mișcării Populare Gorj au scris mesajul la mulți ani pe coroana depusă în memoria eroilor morți în bătălii. Bineînțeles, nu au uitat nici să lipească sigla partidului pe coroană. De altfel, președintele Consiliului Județean Gorj și-a etalat din nou problemele de pronunție. Cuvântul gimnastică a fost mult prea greu de pronunțat pentru Ion Călinoiu. De aceea vă rog să-mi permiteți să apreciem gestul pe care l-a făcut o tânără a liceului, a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, cu activitate amplă la Clubul Elevilor, recunoscută în domeniul gimnasticii anaerobe, pe Diana Dajulescu. La această oră, în piața prefecturii, concertează Vanc, iar de la ora 19, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, va avea loc Gala Recunoștinței Comunității, unde primarul Florin Cărciumaru va acorda diplome celor care au contribuit la promovarea orașului.